Părinte Cosma, pentru început aș vrea să ne prezentați viața monahală de pe acest vârf de munte, Frăsinei. Cum trăiți aici? Câți călugări sunt? Știu că a fost vreo 80, dar au mai plecat pe la Sfântul Munte. Și mai, cred că mai sunt vreo 70 tot. Cum trăiți? Cum se leagă rugăciunea cu munca câmpului, cu activitatea gospodărească? Foarte bine să curge, adică munca care o avem acolo sus, e așa de bine organizată de Părintele Stariț, un stareț foarte zibzuit. Vine, merge cu noi la fân, ia furga la spinare și merge la fân când avem... Și merge treaba foarte bine acolo, să știți. Se spune că viața de aici este asemănătoare cu cea a călugărilor de pe Sfântul Munte Athos. Cum ați comenta aceste asemănări? În ce se aseamănă viața din mănăstirea Frăsinei cu viața de pe Muntele Athos? Este problema de... noi am luat și avem purtarea exact de acolo. Adică, cum se comportă călugării de acolo? Cum se comportă aici? Aici noi avem programul de la Sfântul Munte. Pentru când Părintele Preasfințitul Calinic, când a făcut mănăstirea de sus, a luat inițiativă după Muntele Athos. Și, ca exemplu, femeile care nu au voie să intre de aici, să treacă la mănăstirea de acolo, e luat exemplu de la Sfântul Munte. S-a întâmplat totuși ca femei să nu țină cont de aceste... S-a întâmplat una care tot așa a zis că ce, ea e... nu e sfântă, ci nu e mai vei bărbate. S-a întâmplat ceva cu cineva dintre cele care au încălcat? Am auzit. Nu știu că am auzit că s-a auzit o femeie, s-a dus așa forțat. A zis că ce, noi nu suntem femei, suntem și noi tot suflete. Și a avut curajul și a intrat și zice că s-ar fi răsturnat o mașină cu... Nu știu, n-am văzut eu așa ceva. Dar așa am auzit și eu din cât... Părinte Cosma, la dumneavoastră, la mănăstire, am înțeles că se fac și exorcizări. Adică acel fenomen de îndepărtare a Duhului necurat din om. Ce ne puteți spune vis-a-vis de aceste exorcizări? Să știți, sunt de 3 ani de zile aici și a fost o lucrare foarte mare și importantă. S-a adunat aici, în ăștia 3 ani de zile, aproape, să nu exagerez, dar vreo 20 de fete îndrăcite, care părintele Ghenade a fost un preot bun. Adică el a vrut să facă ceva bine, a zis că face bine, că era și ele bolnave, care era boală, vorbarea chiar și de la Dumnezeu, din jurăminte, din blesteme de la părinți. Și ele au intrat diavolul în ele și le chinuia urât, greu de tot. Și eu de multe ori am plâns de ele când avea crizile alea de să zbătea pe... Bun, și-au venit aici și... Și-au venit aici. Și s-a strâns ca în multe, care aici nu era drept să se strângă ele, pentru că mănăstirea asta e făcută pentru mireni. Mirenci, adică pentru mireni. Mirenii venea, adică bărbații cu femeile, venea până aici, de aici femeile se ridea jos din mașină și venea aici și bărbații se duceau urca sus. Și pe considerentul că ei s-a strâns aici multe, s-o ocupase vreo câteva camere aproape numai de ele și nu mai aveam unde să mai cazez lumea ailantă, adică mirenii. Nu mai aveam unde să mai cazez. Apoi s-au luat măsuri. S-au luat măsuri cu conducerea de acolo, care avea de bună dreptate că trebuia să nu zic, asta nu era mănăstire de maici, ca să fie ele îmbrăcate în negru. El le îmbrăcase în negru, tot era în negru, dar nu era de ele. Și a venit conducerea așa...
într-o seară și le-a zgornit de aici, poliția, le-a zgornit de aici. S-a liberat, acum e liber, numai ele, numai vine, adică are voie să vină și ele, numai sâmbăta când e, și duminica când e liturghie. Restul nu mai are voie, adică nu numai ele, că a făcut aici, admisă numai 24 de ore șederea în mănăstire aici, la noi. Și s-a mai redus și din liturghii, s-a mai redus din ele. Cei care sunt bolnavi, care sunt stăpâniți de duhuri necurate, au plecat vindecați de aici? N-au plecat niciunul vindecat. De ce? Niciunul. Cauza, zic eu după mine, că nu au avut credință în ele, pentru că duhovnicul a fost foarte iscus. Bun, de ce să vorbesc să nu... Deci nu ajunge adică... numai duhovnicul să-și facă datoria sa de preot, ci păi, da, cei care vin să vină credință. Cel mult de ele, când Biblie spune așa, ce diavolul nu e, dracul ce nu iese din om, decât numai prin credință și post. Post și credință. Deci, el părintele dedea, le reducea și sâmbăta și duminica când era dezlegare, la brânză, la pește, la noi, cum era, cum e, totuși el le strângea și așa, nu aveți voie să mâncați, nu aveți voie, pentru, tot în binele lor, tot în binele lor, adică trebuia să postească, să rabde postul ca să iasă diavolul. Diavolul când era vorba să făcea maslu și era în crize, el începea să-l blesteme, asta e când era blestemul ăsta al diavolului, diavolul striga din ele acolo, ce, nu ieșim, genade, nu ieșim, degeaba ne blestem, că noi nu ieșim de aici, nu ieșim de aici. Adică vorbea diavolul prin ele. Și nu s-a făcut bine, niciuna nu s-a făcut bine. Toate au plecat tot așa cu diavolul în ele, cu... Părinte Cosma, ce sfaturi le-ați dat dumneavoastră închinătorilor care vin aici să se roage la Dumnezeu? În primul rând, credința în Dumnezeu. Nu ne face mereu, vine cu pomelnice, vine, ne dă pomelnice, dar le-am spus noi, nu să credeți că noi facem minunea, că vine cu necazuri multe, mari necazuri. Ba că le-a furat vacile, ba că le-a furat nu știu ce, că le-a furat banii, că le-a furat bijuterie, că le-a furat... Și face pomelnic la noi. Dar le spun să aveți credință. Dacă nu aveți credință, noi nu putem face nimic. Noi nu suntem în stare să facem nimic decât Dumnezeu poate să facă. Dar trebuie Dumnezeu vă cere și dumneavoastră să aveți credință. Că dacă nu credeți în Dumnezeu, înseamnă că nu se poate face nimic. A fost un caz care tot așa i-a luat la unul o drujbă. Și el zice, ce să facă el? Zic, fă un pomelnic. A făcut un pomelnic și... Nu, la noi aici nu e să blestemăm. Ei, oamenii ne cere să blestemăm pe dușmanilor. Zic, nu, la noi nu se blesteamă. Se pune acolo depistarea făptașului care era făcut. Și m-am pomenit cu el după două săptămâni de zile. Părinte, mai ți-aduce aminte de mine? Aproape că nu-l mai cunoșteam eu. Toată lumea vine, nu mai cunosc totul. Și știi că ce mi-a adus drujba? Știți că am făcut un acatist atunci și mi-a adus drujba. Asta o cred. Rugăciunile au ajuns la Dumnezeu. Da, și le-am spus la țară, rugați-vă și dumneavoastră, odată cu noi, să fie rugăciunea și a dumneavoastră să știți. Că dacă numai noi ne rugăm și dumneavoastră, nu credeți că va face Dumnezeu minune, atunci degeaba. Și s-a rugat și ei, cu rugăciunile de dimineață, rugăciunile de seara. Și a avut și multă lume, a fost foarte mulțumită și văd că vine și ne spune că ne-a trimis doctorul aici, că suntem că nu suntem bolnavi, suntem stăpâniți de duh necurat. Așa. Deci și... au existat cazuri când medicii au trimis pacienților la dumneavoastră la mănăstire. Da. Și că au zis că se face bine. Și s-a făcut bine. O parte de... Am două exemple. De când sunt aici, am două exemple. Într-o seară m-am pomenit cu o gașcă bună de mamă, tată, frații, mai mult. Deci întreaga familie. Așa, aproape întreaga familie. Cine? Întreaga familie și din vecini. Seara, până la 6, așa. Părinte, eliberați-mă o cameră, că uite, am pe fata mea, o fată de 23 de ani, ce e turbată, e nebună, e legată în lanțuri, cu fori, în mașină. Să-i liberez o cameră. Da, m-am dus, am spus niște femei că de acolo de o cameră
Am băgat la dormitor și am eliberat o cameră, am băgat-o acolo, a luat-o pe brat așa, legată, și a băgat-o în pat, a pus-o în pat acolo. Și ei s-au dus, i-am spus, ziceți-vă sus și luați vreo 2-3 preoți să vă facă o masă. S-a dus acolo, a venit cu 3 preoți, a făcut masă și minunea lui Dumnezeu că, nebun așa cum era, s-a dus direct la icoana Maicii Domnului și s-a închinat. Și la Maica Domnului și la Domnul Iisus Hristos s-a închinat și a stat cu minte, fără nimic, să închinat, să mă zice, numai că a intrat aici și a intrat în biserică. Deci n-a mai fost nevoie n-a să plece fost, în lanțuri și în legături. N-a mai fost nevoie să plece. Asta vă spun, așa că s-a întâmplat chiar pe viu când vă spun. Și a spus mai vie încă o vinere. N-a mai venit, nici atunci n-a mai venit. Înseamnă că s-a vindecat. S-a vindecat, da. Și încă un caz, să vă spun, tot așa cum l-am petrecut eu, eram cu eu aici, o mamă cu o fată, de vreo 22 de ani, 23 de ani, nu putea să meargă de picioare. Mergea și cădea, o ducea maică-sa și o ducea în biserică când era masă, o ducea de mână și cădea acolo și mă iertați, se punea și pe ea. Îi făcea treaba mică, bă, ea, era umbra luată cu pantaloni, uzi, m-a mai înfruntat câte cineva, de ce bag în biserică? Lasă-mă, ce să-i fac acum, dacă așa e boala ei, n-am ce să-i fac. Eu o bag în biserică cu aia. Și a stat vreo 10 zile pe la noi pe aici, o săptămână de zile a stat. Și minune că a plecat așa sănătoasă, nu mai avea nimic absolut. Am plâns de minune și de mila ei. Părinte Cosma, pentru cei care nu pot să vină aici, pentru telespectatorii televiziunii noastre, așa, ce sfaturi aveți dumneavoastră pentru cei care nu pot să ajungă la mănăstirea Frăsinerii? Dacă se poate vindeca și acasă, dacă are credință, dacă are credință în Dumnezeu, Dumnezeu e peste tot, nu e numai la mănăstirile noastre, Dumnezeu e peste tot. Cine are credință în Dumnezeu și să crede cu adevărat, să face bine, să știți. Că Dumnezeu nu ține cont, nu e ca noi să ne răzbunăm că ăsta e păcătos sau ăsta e nu-i fac nimic. Păcătoși așa cum suntem, Dumnezeu tot ne ajută dacă credem în El. Dacă credem în Dumnezeu, asta e. Vă mulțumesc. Plăcere. Credința. La noi asta e doctoria, le-am mai spus. Noi nu avem silinci, noi nu avem doctorii, nu avem nascul, nu avem nimic, decât credința în Dumnezeu. Asta o avem noi. Să mergem, dar, la mănăstirea Frăsinei, pentru că numai acolo noi ne putem aduce aminte că masa e sfântă. Țăranul se așeza la masă cu toată familia sa și nu se hrănea înainte de a spune rugăciunea, mulțumindu-i atotputernicului Dumnezeu pentru bucatele primite. La Frăsinei, masa este un adevărat ritual. Să învățăm și noi de la acești pusnici cum să ne respectăm masa noastră. Îndurașul milostiv este Domnul de lung cântător și mult milostiv, bun este Domnul cu toți și îndurările Lui peste toate lucrurile Lui. Să te laude pe Tine, Doamne, toate lucrurile Tale și să fiu și te-ai să te vine cu viteze.
Slava împărăției tale, vor spune și de puterea ta vor grăi, ca să facă fiilor oamenilor cunoscută puterea ta și slavă măreției împărăției tale. Împărăția ta este împărăția tuturor viacurilor, iar stăpânirea ta din neam în neam. Credincios este Domnul în cuvintele sale și cuvios în toate lucrurile sale, pe Lui. Aproape este Domnul de tot ce îl cheamă pe El, de tot ce îl cheamă pe El într-adevăr. Voia celor ce se tem de El o va face și rugăciunea lor o va auzi și va mântui pe dânsii. Domnul păzește pe toți cei ce iubesc pe El și pe toți păcătoși și va pierde. Lauda Domnului va veni gura mea și să binecuvinteze tot trupul, numele Cel Sfânt al Lui în veac și în veacul veacului. Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se în numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea sfântință, de nu noastră și ne iartă nu greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri, și ne duce pe noi în ispită ce ne izbăvește cel rău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. În zilele Sfinților Apostolilor și Părintele Domnului și iar Sfântului Filip la 11 octombrie. Sfânta Biserică transmite pe toți împreună afară de pomenirea Sfântului Nicolae, care nu este scris în numărul Sfinților în ziua de astăzi. Este o sfârșit prin pătimire, propovăduind de apostolește pe Hristos în diferite locuri. Sfântul Procor a urmat mai întâi Sfântului Apostol, Sfântului Mare Apostol Petru, de Hristos Simeon Metaplas, în viața Sfântului Apostol Petru, de la 29 iunie. Apoi, după adormirea Maicii Domnului, Sfântul Ion cu Sfântul Procur a fost împlinit, uitându-l în Iisus la palmă, și cele ce spunea cu Dumnezeu de Dumnezeu Ioan din descoperirea lui Dumnezeu, pe aceea le spunea din gura lui. După aceea, mulțim biserica aceea adunată din nou, mergând în Antiochia asta să vă știm de ce se fi mâncit, de ce e credincios pentru propovăduirea lui Hristos. În aceeași timp care a fost ucis cu pietre în primul mucenic și arhidiacon Ștefan, împotrivit Sfintului Apostol, episcop al cetății Vostichia în Arabia și propovăduind numele lui Hristos, a pătimit multe de la iudei și de la elini. Fiind aruncat din cuptor, a ieșit din foc nevătămat. Iar în prologul românesc, cel mucenicios se spune despre dânsul că după nevătămarea focului, răstignindu-l pe cruce, s-a sfârșit. Ierenie. Deci ce vorbesc de Dânsul spun că a avut costumul ucenicesc și s-a încununat cu cununa mucenicească. Tot în această zi, Sfântul Mucenic Iulian. Pe vremea împărăției lui Antonin, creștinii au știut ca ori să aducă jertfe zeilor, ori să moară de mult cumplite. Atunci era în campania un hegemon cu numele Flavian, astăzi, atunci era în părțile Dalmației un bărbat numit Iulian, tânăr cu vârsta, dar cu numele și înțelepciunea creștinească bătrân, cu față cinstit și cu tot lucrul la drept. Luminat cu neamul cel bun, dar mai luminat cu credința. Acesta, mergând odată pe drum aproape de cetatea Arabia, s-a întâlnit cu ostașii demonului și i-a întâmpinat cu înțelepciune creștinească, zicându-le pace vouă, fraților. De cei cunoscându-l din cuvintele și obiceiul lui cel blând, că este creștin, au început Iulian, iar din neamul cu Dalmația. E umblut prin toate părțile, îndemnând popoarele cu stârguință, care văzându-se de cinstirea idolilor, să cunoască pe unul și adevăratul Dumnezeu, pe Iisus Hristos, Fiul Lui, ca pe acela să cinstească pe care eu, cu povăduindu-l, voiesc, ca sufletul meu să duc pentru Dumnezeu. Ori mor pentru celor răpunie. El fiind bătut, se ruga lui Dumnezeu să-i dea putere ca până în sfârșit să rabde pentru numele Lui cel Sfânt. Deci el a fost auzit de Domnul pentru că a venit obedențul în glas de sus în tărindu-l și zicându-i. Nu te teme, Iuliane, că eu voi fi cu tine și îți voi da putere și divință. Iar tinerul spune, în mulțumire lui Dumnezeu, s-a dus la egemon și îndată de ea.
Dar Dumnezeu n-a lăsat pe robul tău pentru că a trimis la dânsul pe Sfântul Înger, de a cărui vedere și vorbire îndulcindu-se primea hrană cerească din mâinile lui. După ce au trecut cele 7 zile, demonul a venit la locul de priveliște, unde mai târziu s-a zilit în biserică numele pe ascunde de Sfântare Dumnezeu și a stat la judecată înaintea mulțimii poporului ce se adunase. Deci ajutând pe mucenic la cercetare, înaintea lui a zis către dânsul: nu îți este ție rușine o tânăr atât de frumos și ales că sunt gata a murit. Iar te iubești cu adevărat și iubești pentru că sunt diavolul și toți aceia care te înține lor și te înține. Dintre cuvintele cu atenția răspunsului au zis că demonul s-a pornit de mânie. El a pornit și pe bază de secură, apoi înțelegându-l la muncire să primească. Atunci când răspunsul mă trebuie să ruga lui Dumnezeu de Sfânt. De prin Doamna s-a desfânt în povestea cu puterea ta, cu Sfântul Săi, mâinile în demonilor au vorbit și s-au îmbolnăvit, că nu puteau nici să se atingă de Sfânt, nici să țină mâini cu curentele de negociere, nici la așa l-au scăpat. De atunci, nu se virea în demonul cu Adrian în față cu mine. Atunci, pe data a venit un vecitor, spunând, de cap în cea zi lui lor, care se mi-a spate, a făcut și știut că acela demonul cu zile a zis că s-au scăpat în spate. Miliește, Doamne, miliește, preacuvioase Părinte și Bunda. Stai să vedem nostru de cuvinteață, de șoșință, de încă sfânt, ești totdeauna Scriptură și în vecii vecilor. Amin, mulțumim ție, Doamne, să risoase Dumnezeu nostru, până-i sprapă-ne din darurile tale cele pământești. Mâneliți pe rănite cerească ta împărăție și precum în mijlocul ucenicilor te-ai venit Mântuitorule, pace dându-le lor, așa vină și la noi și ne mântuiește. Cuvine-se cu adevărat să te fericim născătoare de Dumnezeu și apurul rea fericită și planii.